Vă mulțumesc pentru prezență. Prezența dumneavoastră înseamnă că există un interes pentru dezbaterea bugetului anului 2020 din partea societății civile. Proiectul de buget pe care dumneavoastră l-ați văzut publicat cuprinde niște venituri, intru direct în subiect, cuprinde niște venituri în valoare totală de 95.667.000 de lei, vorbesc de oricum, nu mai merg la 100 de lei, din care avem venituri proprii estimate 28.173.000 de lei, cote și sume de pagare din impozitul pe venit 28.173.000 de lei. Îi răspund pentru că sunt categoriile mari de venituri cu care noi constituim bugetul local. Sume de pagare din TVA 9.147.000. Sume din excedentul bugetului de stat la închiderea exercițiului bugetar de anul 2019 1.767.000 de lei, credite interne pentru anul acesta 10.256.000 de lei, sume primite de la Uniunea Europeană 17.078.000 de lei pentru acest an. Deci cheltuielile totale 95.667.000 de lei. Cheltuieli curente totale 61.113.000 lei. Nu le mai dezvolt acum, doar că am văzut un proiect de buget, aici acestea sunt cheltuielile de funcționare. Cheltuielile de funcționare care cuprind multe, multe capitole. Ordine publică, siguranța națională, învățământ, sănătate, cultură, recreere, religie, asigurări și asistență socială, locuințe și servicii de dezvoltare publică, protecția mediului, autorități publice executive în ultimul rând, adică instituțiile primăriei, transportul, alte acțiuni economice. Acestea sunt cheltuieli de funcționare. Cheltuieli de dezvoltare, 34.554.000 de lei, rotund. Cheltuielile de secțiune de dezvoltare se referă doar la cheltuielile de investiții, dezvoltarea municipiului și nu la altele cheltuieli. Pentru că am văzut diverse articole publicate pe internet și așa mai departe, diverse considerații, am făcut astăzi un calcul al cheltuielilor de personal, și anume, față de bugetul, vă rog frumos, că nu vă spărați dacă vorbim în paralel, față de bugetul de 96.667.000 de lei, cheltuielile de personal sunt în procent de 22,13%, reparațiile propriu-zise de 4,48% și investițiile de 36,1%. 37,2% sunt alte tipuri de cheltuieli. Deci, cu alte cheltuieli de personal sunt în procent sau consumează 22,13% față de cheltuieli totale. Nu o să reiau proiectul de hotărâre pe care dumneavoastră l-ați citit. El cuprinde anexa 2. Anexa 2 care înseamnă cheltuielile de investiții, de dezvoltare, cuprinde lista de cheltuieli pentru unitățile de învățământ propusă pentru unitățile de învățământ, cuprinde de asemenea anexa 3, zice noi așa de ghilimele, o anexă cu cheltuieli de reparații, pe care le gestionează serviciul de administrare în mediul public și privat, și care nu sunt investiții, adică reparații de scări, izolații, fundații, de știu, terase, clădire din strada Petrolistului și așa mai departe. Adică lucrări de mai mică amploare de reparații. Și toate aceste cheltuieli aveți cuprinse în proiectul publicat. Față de proiectul publicat, noi am mai venit cu câte o modificare. De asemenea, numai propunerile dumneavoastră vor veni cu modificări
pe care le vom aduce, proiectul pe care îl vom supune atenției Consiliului Local. Ținem cont de orice fel de propunere, dacă este în listă și dacă se încadrează în sumele posibil de cheltuiri pentru anul 2020. Vreau să vă spun că, în afară de sumele de proiecte de finanțare locală pe care le avem, care sunt număr de 4 contracte semnate, deci estimează aproximativ 10 milioane de euro, mai avem proiecte în valoare de 20 de milioane de euro, loturi foarte rotund, ale căror contracte urmează să le semnăm. Mai apar și alte axe de finanțare sau alte tipuri de finanțări din partea Guvernului, de tip, e posibil, PNRR3, cheltuieli din CNI, sau lucrări din CNI, Compania Națională de Investiții, la care nu trebuie să cheltuiesc niciun ban, decât, să zicem, Universitatea Sala de Sport, dar eu continuam, decât utilitățile pe care aducem în sala de sport, alea de acces, restul, toate cheltuielile va face CNI. Deci ne uităm și către aceste fonduri, care constituie, bineînțeles, un surplus valoros pentru veniturile și bugetul Municipiului Câmpina. În lista lucrărilor de reparații pe domeniul public al UATM Câmpina pentru anul 2020, la numărul curent 12, găsim reparații pista aeromodele, împrejmuire, clădire administrativă și catarge. Suma alocată 65.000 de lei. Noi nu am reușit să identificăm în teren aceste obiective. Da, pot să răspund. Vă rog. Da, locația se află în zona Mușcel, intersecția cu strada Prutului. Imediat spre Imaș este o post. Da, se vede pe drumul taberei. Vis-a-vis de Oscar. A fost cândva o pistă de aeromodel. Am avut solicitare din partea asociației care mai fac diferite întreceri în Câmpina și au solicitat să le amenajăm, să o reparăm, să o aducem la condiții de funcționare. Lucrări de reparații exterioare, Asociația Veterană, suma alocată 35.000 de lei. Clădirea, da. Deci este o clădire veche, am văzut-o, acolo are sediu, într-adevăr, Asociația Veteranilor și a cadrului tare de zăpă și retragere, deci nu avem nimic cu dumneavoastră. Problema este că acea clădire nu cred că este folosită mai mult de câteva ore pe lună. Iar a investi atâția bani într-o fațadă, presupun, nu cred că se merită. Probabil acești oameni ar trebui relocați într-un spațiu care deja este încălzit și este în proprietatea primăriei, părerea mea. Nu știu, dar normal, dacă vreți să vă dau răspunsuri, deși îmi pare că nu ești domnul cel primar aici, care ar trebui să dea răspunsuri pentru că de reparații serviciuale pe fiind de subordinat în lui. Dar, ne fiind numai aici, pot să vă spun că noi am prins pe listă toate propunerile de reparații. Dacă unele propuneri sunt, nu sunt valoroase sau sunt neavenite, le scoatem după listă. Nu știu de câte ori se întâlnește asociația, pare că nu e domnul Dulă, consilierul. Este domnul asociația care a luat orice ce ne poate spune. S-a întâlnesc comunal acolo, când asociația care o rezervă, când asociația veteranilor. Da, mă bucur că sunt și foarte mulți consilieri și foarte mulți angajați ai primăriei. Cum am putea să facem și noi ca și Câmpina să ia fonduri europene. Și am să vă dau un exemplu. Municipiul Turda, care este tot municipiul de rangul 2, a obținut în anul 2019 fonduri europene la rambursabile 100 de milioane de euro față de 15 milioane care a luat Câmpina. Eu m-aș gândi așa, nu știu, cu o propunere, pentru că sunt foarte mulți aici angajați care sunt cu poziție de șef. Nu știu, să eficientizăm puțin munca, să-i controlăm, să nu le dăm salariu pentru că vin la muncă. Domnul primar, sincer vă spun, Turda are aceeași suprafață cât e Câmpina. Nu e mai diferență între Turda și Câmpina. Diferența este probabil de cum muncesc oamenii. Sunt 100 de milioane de euro luate anul trecut, nerambursabil.
Adică cu banii se fac atâtea lucruri. În municipiul ăla, la noi nu se fac. Și s-ar putea face. Și vă dau un exemplu, am spus eu, administratorul de 10 ori, acum la dânsul face mișto din mine. Dom'le, Băneștiul, care este o localitate foarte mare, pentru că vă spun ce mi-a zis că costă, dom'le. Băneștiul, care e o localitate mult mai mare decât Câmpina, a făcut studiu și a luat fonduri europene pentru monitorizare video, da? Are 50.000 de euro luat pentru așa ceva. A făcut un proiect. Noi nu putem să facem la nivelul orașului ăsta. N-avem oameni. Adică nu știu, vă spun. Mă doare că noi cheltuim și bugetăm lucruri, reparare, strâns, nu știu ce, dar chestii care putem lua de afară, fără bani. Nu face nimeni nimic, adică... E fără bani. Știți la ce mă refer? Da, bugetăm și noi, dar puțin. Să știți că atunci când apar axe de finanțare, colegii mei, colegele mele, de fapt colegii prieteni și un care se ocupă de programe de finanțare, îmi spun că a vrut taxa acutare și noi ne gândim dacă noi putem face o cerere sau nu pentru acel tip de lucrări. Noi am făcut solicitări pentru toate tipurile de lucrări posibile, pentru axele care au apărut. Este posibil să fie vreo axă legată de sistemul de supraveghere pe care l-am utilizat-o. De ce? Pentru că noi avem deja realizat un sistem de supraveghere a 14 intersecții, dacă nu mă știu că trebuie să fie la 14. Așa că are vreo 50 ceva de camere de la TV, cu care supraveghem intersecțiile mari din municipiul Câmpina. Pe lângă supravegherea unor clădiri principale, ale primăriei, școlile și așa mai departe. În buget se propun sume pentru diferite lucrări. Nu toate lucrările se pot realiza. Dumneavoastră ați trecut aici la punctul și vă spun că la punctul 1. Starea defectuoasă a unor străzi din Câmpina solicităm efectuarea legii de urgență cu maximul responsabilitate a realitării acestora, așa cum s-a listat în multe ocazii. Acum, n-aș vrea să vă ostilizez pe dumneavoastră personal, dar vreau să vă spun că dacă dumneavoastră ne-a spus să am trecut în acest an că trebuie să reparăm Calea Doftanei și eu sfârșit vom repara Calea Doftanei, sper că vă să spuneți că datorită intervenției dumneavoastră a reparat Calea Doftanei. Dar Calea Doftanei este o lucrare, reparația ei este o lucrare care așteaptă de foarte mult timp. Dumneavoastră ați venit cu propunerea anul trecut. Noi ne gândeam că poate facem această lucrare în 2015-16. De mulți ani. Nu a depins de noi să realizăm această lucrare, pentru că deocamdată pe Calea Doftanei Hidropacova cu o firmă care a găsit realizația nu a introdus canalizarea. Pe Alexandru Bacuță, societatea care a lucrat până în 2015 a lăsat o prostare deprimantă, adică a introdus canalizarea și n-a asfaltat canalul pe care s-a introdus canalizarea plus branșamente. Neasfaltând, noi nu puteam să venim să asfaltăm strada Alexandru Bacuță, pentru că ar fi venit ei după aceea să asfalteze și nu ar fi avut ce. Ar fi fost o dublă finanțare și ne întâlneam la alte instituții a statului, în declarație. Atunci, i-am solicitat din nou, pentru că a câștigat această firmă, să pun acea poșghiță de asfalt pe Alexandru Bacuță, mai mult simbolic, ca să finalizeze lucrarea lor, după care intrăm noi cu reparația străzii. Asta este Alexandru Bacuță, care e foarte mică, dar uite că s-a întâmplat să rămână așa. Voila urmează după Calea Doftanei. Deci, după ce realizează canalizarea pe Calea Doftanei, mergem pe Voila. Drumul Taberei este o stradă ca și Siretului, prinse într-un proiect pe care ne-am dorit să se realizeze cu fonduri europene, prin care vrem să introducem un sistem de transport în comun cu autobuze electrice. Și având posibilitatea în ghidul de finanțare să modernizăm și niște străzi, am introdus strada Drumul Taberei și Siretului. Acum, Drumul Taberei este o stradă îngustă, va fi modernizată, pe aici pe acolo încercăm să facem și niște parcări, apropo de arzurile cerute undeva. Pistă de biciclete. Și pistă de biciclete. Și lumea. Siretului e o stradă foarte importantă, pentru care știți că acolo un colț undeva, zic un colț, vorbesc așa mai plastic, există o ruptură de teren de vreo 15 metri înălțime. Este o lucrare foarte grea, care va costa foarte mult.
Și dacă prin acest proiect putem repara drumul acolo, la acea ruptură, și poate funcționa siletului până în calul întâi, și avem și drumul dacă reparat, deci odată va fi o scurtătură între Voila și calul întâi și DN1. Și am prins-o în acest sistem de introducere a autobuzului electrice, care evident că ar trebui să aibă sau vor avea un circuit sau linii și pe aceste străzi. Și vreau să vom completa circuitul transportului local în comun. Deci aici am atins drumul taberei și siletului. Nu ne mai apucăm de să repară starea cu bani local dacă putem câștiga acest proiect. Sperăm să câștigăm și să se mai contractul în acest an. Pentru că proiectul ăsta, dacă îl câștigăm, va fi cel mai valoros proiect pe care l-am avut vreodată în trecere, așa anume de peste 9 milioane de euro. Până acum am avut caradace de 6,5 milioane de euro. Și vă mai pot spune, voi la deputatului Mușcelului, da, Mușcelului va fi modernizată, dar și ea după ce vom introduce canalizare de la Popa 7 până la Bucuna, care iar este introdusă și iar venim la firma care se mișcă încet, dar sigur. Dealului la fel, pe dealului se fac acum niște cuplări, niște branșamente de către firma care realizează canalizarea în partea asfaltată deja, asfaltată așa pe ghilimele. Dealului, nu știu dacă v-ați referit la partea aia neasfaltată, să știți că s-a asfaltat până în decembrie 2019, a rămas zona asfaltată care trebuie modernizată, dar acum se produc raportul la canalizare, după care venim și cu asfaltarea străzii. Dar raporturile, chiar dacă duce și canalizarea există, ele trebuie să se branșeze în calea de optare, care așteaptă până de optare canalizarea care avea ajuns fără publici. Cam asta este peisajul, să știți că noi avem să facem mult mai multe lucruri. Apropo și de banii necheltuiți, noi am crezut că am trecut să realizăm calea de optare și am vrut să luăm un credit și am și contractat un credit de 10 milioane de lei. N-am putut cheltui niciun leu pentru calea de optare, pentru că, uite, prima de canalizare a făcut ce a făcut și în plus am avut și o contestație, am mers pe distanță, adică lucrurile nu merg așa unse cum ar trebui pentru a putea să mergem așa cum trebuie. Și în sfârșit, Sala Cumului are un studiu și se va desfășura și o lucrare în acest an, zic eu. Iar alte străzi rămân de discutat. Cam astea străzile. Deci, acesta este peisajul care ne mișcăm. Am o propunere pentru lucrările de investiții în Câmpina, știm cu toții, nu mai sunt foarte multe străzi neasfaltate. De pământ, cred că nu mai sunt deloc, sunt pierduite. Cred că strada Bruciun, pe care a pierduit-o mai anul trecut, va trebui asfaltată. În proiectul inițial n-am văzut-o, de asta... Este, da. Da? Okay. Și mai am încă o propunere, o discuție, de fapt. Fiindcă la cimitirul din Provincia Lumina, se lucrează bine noua societate. Înțeleg, adică așa știu eu din proiectul acestui cimitir, că acolo există și un sediu administrativ. În această perspectivă a realizării și finalizării acelui cimitir cu capele și sediu administrativ, probabil va fi pentru sediu administrativ pentru toate cele trei cimitiri. Și dacă este așa și raționamentul meu e corect, aș vrea să vă propun ca reabilitarea capelei și a sediului de pe Bobâna, adică acolo unde este sediu, să facem tot capela, adică facem extindere, dar lucrarea e făcută, ea va fi consolidată, numai ca acolo să fie cu destinația tot de capelă și atunci, acolo, nu știu cum stăm cu energie electrică, cu instalație electrică, cu aer condiționat, adică ne gândim acum să prindem în lista de dotări, da? Ce ar trebui și pentru acel corp de clădire. Dacă... Să prindem în acele dotări și aceste lucrări și aceste dotări, aer condiționat, instalația de energie electrică.